Bună ziua și mulțumim că ați dat curs invitației noastre pentru această conferință de presă. Stimați cetățeni și stimați reprezentanți ai mass media, în primul rând țin să exprim condoleanțe tuturor celora care au pierdut pe cineva apropiat și drag în urma COVID-19 și de asemenea să ne cerem scuze că astăzi trebuie să discutăm despre oameni care nu mai sunt printre noi, prin prisma unor cifre seci. Zilele trecute, după cum am menționat, echipa Ministerului Sănătății a depistat un șir de nonconformități în raportarea cazurilor de deces provocate de COVID-19. Această situație a impus inițierea unor verificări cu scop ca să depistăm și să înlăturăm erorile identificate și, cel mai principal, să nu le admitem pe viitor. Trebuie să cunoașteți toți că, de fapt, procesul de raportare a cazurilor de deces și infectare provocate de COVID-19 este unul destul de complex, cu participarea la mai mulți actori. Sunt posibile erori care pot fi cauzate atât de factori tehnici cât și umani. Este o problemă întâlnită și în alte țări, fapt care l-am urmărit în presa internațională. Trebuie să ținem cont de faptul că, de fapt, pandemia a pus o presiune enormă pe personalul medical, medicii, asistenții medicali fiind foarte obosiți, ceea ce poate genera întârzieri și erori în procesul de raportare. Mai simplu spus, din cauza acestei presiuni, unii medici, conducători de instituții, nu raportau la timp cazurile de deces. Acestea ajungeau să fie incluse în raportul național abia după câteva zile, uneori săptămâni, luni, avem și cazuri care au fost depistate la o distanță de un an. Cifrele deceselor zilnice, care erau de fapt publicate în fiecare zi pe pagina Ministerului, nu au inclus de fapt niciodată, practic, decesele care surveneau în ultimele 24 de ore, dar doar creau această imagine. Ele includeau doar acele cazuri de decese care erau raportate în acea zi în Sistemul Național de Evidență. De exemplu, ați văzut acum recent, pe data de 10 noiembrie, când am publicat prima rectificare. Din 60 de cazuri raportate, 9 erau mai vechi și nici chiar cele 51 nu erau cele înregistrate în ultimele 24 de ore. Pentru ziua de ieri, când au fost raportate 70 de cazuri, dintre acestea, doar 15 erau înregistrate în ultimele 24 de ore. Dar aceasta nu înseamnă neapărat că numai 15 decese au fost înregistrate pe toată țara în această zi. Absolut suntem siguri că în zilele următoare vor mai veni careva raportări. Știm că această informație care o aducem astăzi în fața dumneavoastră bulversează înțelegerea situației. De ce am pregătit o prezentare generală în diagrame, două diagrame doar ca să aveți o idee, care se demonstrează aproximativ diferența reală între cazurile de deces raportate și cele care s-au întâmplat anume și erau înregistrate. Și după cum vedeți, aveți cifrele în două culori, oranj și albastru, bleu, și vedeți care este diferența. Din păcate, aceste întârzieri au devenit o practică obișnuită pe parcursul întregii situații pandemice, care au distorsionat foarte mult înțelegerea dinamicii valorilor de pandemie. Mai mult, în prezent, am depistat deja peste 200 de cazuri care au fost de mult înregistrate, dar nu au fost raportate în sistem. Și noi acum trebuie să le introducem. Unele din ele, după cum am menționat, sunt cu o vechime de mai mult de un an. Nimeni din conducerea actuală a Ministerului nu a fost informat despre aceste situații. Care sunt, de fapt, factorii care au condus la apariția acestei probleme? Informațiile
erau livrate de instituțiile medicale către Agenția Națională de Sănătate Publică cu întârziere, după cum am spus, din anumite motive. Astfel, ele ajungeau mult mai târziu. Unele cazuri aveau nevoie de mai multe investigații pentru ca să fie verificate legătura cauzei decesului cu COVID-19 și să fie validate, ceea ce iarăși provoca tărăgânări raportare. Notele informative pe care le recepționa ANSP de la instituțiile medicale adesea puteau să nu conțină informațiile depline necesare despre data concretă a decesului sau IDNP-ul. Acestea erau returnate, erau revizuite și după aceea erau validate pentru ca să fie introduse în Sistemul Național de Raportare. Trebuie să înțelegem cu toții că medicii într-adevăr lucrează în perioadele de vârf de val pandemic ca la front. Sunt epuizați fizic, psihologic și când ai în secția de reanimare câteva decese pe zi și zeci de oameni în stare gravă pe care trebuie să-i ajuți și să le salvezi viața, în primul rând aceasta este mai important și nu o raportare către conducerea instituției sau către ANSP. O altă problemă erau decesele care au fost înregistrate la domiciliu, care ele impuneau proceduri birocratice mult mai lungi de validare și ajungeau cu o mare întârziere. Erau identificate multe neclarități în procesul de validare cu referire la rezultatul testelor de diagnostic COVID. Până în martie 2021, doar testul PCR era de fapt recunoscut de către protocolul nostru național drept confirmarea unui deces de COVID-19, însă au existat și până atunci multe cazuri care au avut drept unica confirmare testul rapid antigen, dar de fapt, din punct de vedere legal, nu a permis validarea lor. Pe lângă întârzierile în raportare din partea instituțiilor medicale, am depistat că și aici, la Ministerul Sănătății, în unele situații erau ajustate cifrele reale de deces care se raportau în anumite zile. Și în special, așa se întâmpla în perioada valurilor pandemice, diagrama deceselor, spre deosebire de cea a îmbolnăvirilor, care o vedeam că creștea vertiginos, forma frecvent platouri, ceea ce de fapt nu se întâmplă. La îmbolnăviri pot să apară platourile, deci cu o situație constantă, la decese nu este chiar așa și cifrele apăreau zile la rând constante. Iată un exemplu. 20, 21, 22, 23, 24 martie, pe fond de până la maxim 2200 de îmbolnăviri în zi, numărul publicat pe pagina Ministerului varia constant între 32 de cazuri. În realitate, când am verificat, am văzut înregistrate de la 36 la 51 de cazuri pentru aceste 4 zile. De asemenea, lucrul ăsta s-a întâmplat și la noi, acum în acest val pandemic, în octombrie. Și o să vă aduc, de exemplu, câteva cifre. De exemplu, pe 7 octombrie au fost înregistrate real la nivel de țară 31 de cazuri, aici au fost raportate 27. Pe data 27 octombrie au fost înregistrate la nivel de țară 32 de cazuri, au fost raportate 43, de ce mai multe? Fiindcă vin celelalte din urmă și se suprapun. Pe 29 octombrie, 33 de cazuri înregistrate, raportate 45. De ziua de ieri deja am vorbit și am explicat. Toate verificările pe care le-am efectuat acum în aceste câteva zile au confirmat că afișarea zilnică, de fapt, niciodată nu reflecta realitatea la zi. Cazurile au fost raportate public nu mai mult decât o anumită cifră, fiind ajustate frecvent. Declar acum că noi vom avea și avem o altă abordare. Nu vom ajusta absolut nicio cifră și le vom declara pe măsura înregistrării imediat și a raportării lor. Cât de dur, poate și neplăcut, nu ar fi, trebuie să spunem adevărul, deoarece altfel nu putem controla situația reală și legătura între îmbolnăviri și decese. Pentru a corecta situația creată, am emis un ordin al Ministerului care vine să îmbunătățească întregul sistem de raportare. Neapărat vom instrui încă o dată toate persoanele responsabile de colectarea datelor din cadrul instituțiilor medicale cum să îndeplinească această fișă de raportare informativă privind cazurile de deces, cum se transmite și se validează datele statistice.
De asemenea, vom schimba modalitatea de publicare pe pagina oficială a Ministerului Sănătății. Va fi neapărat menționată data la care a survenit decesul. Inclusiv, vom suplimenta cu aceste date absolut toate cazurile de deces din prima zi de pandemie. Deci ele vor rămâne publicate pe pagina Ministerului, dar în dreptul fiecăruia va fi adăugată ziua reală a înregistrării acestui deces. Vom prezenta în scurt timp corectarea absolută a tuturor acestor date, pentru ca să avem o diagramă și interpretare corectă a tuturor datelor care să ne servească pentru analize și pentru prognoze. Îndemnăm toți responsabilii din instituțiile medicale și, cel mai important, conducătorii acestor instituții, atât primare cât și spitalicești, să asigure expedierea informațiilor în ziua înregistrării deceselor. Menționăm că nu vom mai admite asemenea situații și vom avea grijă ca fiecare caz să fie raportat la timp. Transparența și sinceritatea în procesul de gestionare a pandemiei COVID, de fapt, sunt principiile de bază pe care noi dorim să clădim relația pe care o vom avea a Ministerului Sănătății cu cetățenii și cu dumneavoastră, reprezentanții mass media. Din partea Ministerului, chiar dacă nu a apărut și nu a fost creată această problemă în mandatul meu de ministru, eu aduc sincere scuze întregii societăți pentru că nu s-a asigurat pe parcurs o informare corectă la acest subiect. Vă mulțumesc! Eu nu aș vrea să vin cu insinuări. Probabil este mai mult vorba de o gestionare proastă, slabă a acestor rapoarte statistice. Cer scuze. Acestor rapoarte statistice. Am descoperit absolut întâmplător, deoarece apăruse niște date care ne-au creat întrebări și am început să verificăm din care spital, de unde au venit aceste date, când s-a înregistrat decesul, ca să descoperim că, de fapt, aceste decese s-au înregistrat în anul 2020. Imediat după aceasta am mers la verificări și am văzut că, de fapt, în fiecare zi, un lucru care ne-a uimit foarte mult, că în fiecare zi datele nu corespund realității, inclusiv datele pe care au fost raportate în mandatul meu deja de ministru. Am considerat absolut necesar să efectuăm toate aceste verificări, să le corectăm acum și să recunoaștem acest lucru ca societatea să-l cunoască. Ieri deputații socialiști și comuniști au înaintat o moțiune asupra activității dumneavoastră și v-au acuzat de gestionarea proastă a pandemiei. Cum comentați? Comentez în felul următor. Oricare moțiune de cenzură este un exercițiu democratic. Cu cât este mai democratică societatea, cu atât o moțiune de cenzură vine să clarifice lucrurile. Eu voi merge în Parlament, voi utiliza această posibilitate ca să ofer de la tribuna Parlamentului informații despre situația pandemică din țară, să vorbesc despre problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate, să prezint rezultatele pe care le-am înregistrat la 100 de zile de guvernare, prioritățile noastre și să răspund la întrebările deputaților. Doamna ministră, dar considerați că pandemia este ținută sub control și Ministerul Sănătății ține mâna pe puls? Pentru aceasta vreau să priviți inclusiv despre decese, deoarece îmbolnăvirile nu sunt cele mai grave. Cunoaștem că toată Europa trece prin valuri de îmbolnăvire. Este important să încercăm să păstrăm cât mai mult controlul asupra stărilor grave și să avem cât mai puține decese și puteți compara care este situația Republicii Moldova în regiune. Dacă o să comparați datele îmbolnăvirilor zilnice, o să vedeți că, de fapt, pe parcursul acestui val care a început să coboare, și nu doar la noi, dar în țările din jur, o să vedeți că, de fapt, Republica Moldova a înregistrat cele mai puține îmbolnăviri în comparație cu Ucraina, România, Bulgaria, Lituania, Estonia, Letonia,
Iar la decese, un indicator mai bun au înregistrat doar Estonia și de ieri ne-a întrecut Lituania. Dar astfel, dumneavoastră trebuie să faceți concluziile, eu nu cred că trebuie să mă dau cu părerea cum gestionez eu pandemia. Societatea trebuie să ofere note. Vă rog să ne spuneți de ce aceste decese neraportate au fost incluse în bilanțul zilnic și nu la bilanțul total. La bilanțul total, toate aceste date, inclusiv pentru anul 2020-2021, ele sunt incluse. Fiindcă mai există și alte date statistice, cele care trec prin Agenția Servicii Publice, deoarece instituția medicală eliberează un certificat constatator medical de deces, care este schimbat la ASP într-un certificat de deces. Astfel, există și un alt circuit de raportare a deceselor. Noi nu vorbim acum că aceasta ar schimba numărul deceselor. Numărul deceselor rămâne același. Noi vorbim de calitatea raportării la zi și imposibilitatea de a avea un tablou real, corect, în fiecare zi, de a avea diagrame care erau comparate, se făceau în baza lor prognoze, astfel tot ce s-a discutat, toate analizele, în linii generale, am putea spune că au eșuat. Dar nu credeți că astfel s-a creat o panică în societate? Astăzi? Nu astăzi, zilele astea când au fost raportate decesele de anul trecut și din alte săptămâni. Noi de asta am dorit să aducem o explicație ca societatea să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat. Panica cu numărul de decese, de fapt, nu aș vrea să o numesc panică, dar faptul că atunci când au existat toate valuri și Ministerul Sănătății a ajustat într-o oarecare măsură cifrele constant, astfel ca să evite această panică în societate, cred eu că de asemenea nu este bine, fiindcă dacă societatea ar vedea cifrele reale, poate s-ar pătrunde de o mai multă responsabilitate, în special acum când vorbim de majoritatea cazurilor grave și extrem de grave, care se finalizează cu deces și ar putea fi evitate prin vaccinare. Bună ziua! Angela Antonovici, TV Moldova. Vă rog să ne spuneți, ați menționat că ați depistat această problemă întâmplător. Când mai exact ați depistat-o și de ce învinuiți fosta conducere a Ministerului că nu v-a informat despre această problemă, când de fapt aceste cazuri se întâmplă chiar și acum? De exemplu, noi am sunat la câteva spitale și din data de 10 octombrie erau raportate 60 de cazuri. Nouă medici ne-au spus că erau cazuri incluse de acum o săptămână, adică acest lucru se întâmplă acum. Deci, vreau încă o dată să repet. Eu nu am învinuit absolut pe nimeni. Atunci când am spus că nu am fost informată, m-am referit la colegi, la cei cu care lucrez acum. Eu nu am spus că nu am fost informată de cineva care a condus ministerul înainte. Am spus că nu am fost informată cum se face această raportare, că am fi putut probabil să intervenim mult mai repede dacă cunoșteam. Cu referire la ceea ce a fost la începutul octombrie, păi îmi pare rău. Eu am adus cifre și am demonstrat că lucrul acesta s-a întâmplat și în raportările din acest val. Deci da. Eu am spus despre aceasta, că v-am dat exemple, 27 octombrie, 25 octombrie, că nu corespunde. Unele zile sunt mai puține decât cele înregistrate, unele zile sunt mai mari decât cele înregistrate. Dar când? Deci, când ați descoperit această problemă? Ați spus că întâmplător, dar când? 4 sau câte zile în urmă, doamna Sitlana, știi. Această situație a fost scoasă în evidență acum săptămâna trecută, da? Data exactă acum nu pot să vă spun. Noi ne-am pus întrebări la cercetare mai detaliată a câtorva cazuri în care la studierea cazurilor de deces am identificat această problemă. Încă o precizare, vă rog, ați menționat că de fapt în numărul de decese, dacă am înțeles corect, se raportau doar cazurile, adică cei care aveau testul PCR. De fapt, cei care aveau testul rapid nu erau incluși în această statistică. Ar fi de fapt vorba de un număr mult mai mare de decese? Conform protocolului, se consideră caz de deces în urma COVID doar cazul care este confirmat printr-un test. Până la 31 sau până la 1 martie, nu era în protocol considerat caz de deces în Republica Moldova cel confirmat prin test antigen. Noi o să efectuăm acum o evaluare a tuturor cazurilor de deces care ar fi avut confirmarea printr-un test rapid antigen până în luna martie și o să venim cu o informație suplimentară dacă au existat aceste cazuri.
Noi am spus doar care este problema. La momentul de față nu pot să vă spun, fiindcă trebuie să noi acum facem verificarea absolut din prima zi de pandemie a tuturor cazurilor de deces. Da, cei care decedează acasă, cu părere de rău, sunt incluși în această statistică? Da, sunt incluși. Tot cu aceleași încălcări, deci de gestionare, mai târziu, dar sunt incluși toți. Va fi tras cineva la răspundere pentru aceste neregulătăți? Poftim? La răspundere, va fi tras cineva pentru aceste neregulătăți? Eu am mai spus și repet încă o dată, nu cred că este o persoană care s-ar face vinovată de această încurcătură. Este o problemă de gestionare, de management, de care de fapt a fost ca un bulgăre de zăpadă care s-a mișcat mai departe și de fapt aceasta nu schimbă datele cifrelor totale de deces. Aceasta vorbește doar de ceea ce se întâmplă pe interior și de raportarea zilnică, când spuneți dumneavoastră poate să creeze și panică și eu știu, diferite înțelegeri, dar cel mai mult atunci când noi nu raportăm zilnic cazurile exact așa cum se înregistrează, nu putem să avem un tablou foarte real a situației. Nu există un spital la momentul de față care am putea să spunem că nu au raportat decese. Deci acestea sunt din toate, de fapt vin cu întârziere și v-am spus care sunt inclusiv motivele. Noi avem un ordin care va pleca în toate spitalele, care va schimba puțin modalitatea de raportare, nu este vina lor, în special atunci când sunt valurile, spuneam, birocrația trece pe planul 2, dar o să avem persoane responsabile care vor avea grijă în fiecare spital ca să transmită aceste date la timp. Nu pot să vă spun dintre aceste 200 de decese, fiindcă ele se află acum în lucru, la echipa care verifică. Spuneți că cineva de la Ministerul Sănătății a văzut aceste etaje. O cea intenționat, sau care era? Deci eu nu aș vrea să vin cu presupuneri, fiindcă nu mă cunosc. Eu nu eram în echipa Ministerului, ca să vă spun. Dar platourile sunt clare, deci. De obicei, cifrele de deces variază mult mai mult decât cifrele din bolnăviri. Noi, dacă vă uitați la valurile pe care le-am înregistrat în Republica Moldova, la deces o să întâlniți foarte multe platouri. Nu exclud că aceasta era făcut, poate, și din punctul de vedere, cum a spus dumneavoastră, ca să fie evitată panica atunci când sunt mai multe înregistrate. Doamna ministră, puteți să ne spuneți câte persoane fiind vaccinate deja s-au infectat și câte au decedat la fel fiind vaccinate și de ce nu se face public numărul persoanelor decedate fiind imunizate cu ambele doze? Pentru că știm că avem și asemenea cazuri. O să rog colegii mei care sunt mai dotați cu... Începând cu campania de imunizare, de când a fost inițiată campania de imunizare împotriva COVID, practic toate cazurile de deces se examinează și prin prisma statutului vaccinat sau nevaccinat a persoanelor respective. La ora actuală, din totalitatea deceselor înregistrate după luna martie, când a fost inițiată această campanie, avem sub 8%, dacă nu greșesc, dar venim imediat cu cifra exactă, din numărul total de decese care au fost înregistrate la persoane vaccinate. Deci, mare majoritatea deceselor pe care le înregistrăm și astăzi și pe parcursul întregii perioade după inițierea campaniei de vaccinare sunt la persoane nevaccinate. Ce aș vrea să fac aici o suplimentare la ce a spus doamna secretar de stat, din cele 8%, noi nu cunoaștem câte din ele au avut, de fapt, vaccinul la chiuvetă și certificat fals. Astfel ar putea să fie și mai puține. Deci, după cum s-a menționat și în raportul doamnei ministru, instituțiile medico-sanitare remit, conform instrucțiunilor, timp de 24 de ore, trebuie să remită la ANSP o notă informativă prin care informează despre cazul de deces.
În unele cazuri s-a menționat că această notă vine în timpul cuvenit, în alte cazuri instituția acumulează câteva cazuri și noi, verificând acest mecanism, am înțeles că există unele probleme care apar în procesul de raportare. Spre exemplu, medicul poate pleca, de exemplu, din tura de noapte, vine a doua zi sau vine a treia zi peste o zi din tură de 24 de ore și atunci începe a completa aceste note informative. Pentru asta a menționat și doamna ministru că va fi adus alt mecanism de, pentru a îmbunătăți această raportare ca să nu fie întârzieri. Un sistem electronic ar ajuta foarte mult această raportare, dar de fapt este și prezența factorului uman, fiindcă în multe cazuri, după cum s-a menționat, nu corespunde, spre exemplu, IDNP-ul cu numele, nu este fixat că este test, când a fost luat testul persoanei, uneori testul chiar nu este, dar persoana este declarată că a decedat COVID și urmează să clarificăm toate aceste lucruri. Doamna Nemerenco, mai este o întrebare. Deci preparatul Arbidol a dispărut din farmacie, însă este foarte solicitat de cetățeni. Spuneți, vă rog, o să reapară sau care este problema? Există foarte multe alte preparate, deci exact din această grupă în farmaciile noastre, care îl suplinesc. Nu este neapărat. Aceasta este o denumire comercială, pe când grupul de preparate antivirale este foarte larg și ele se găsesc în farmaciile din Republica Moldova. Dar din ce cauză a dispărut? Deci, Ministerul Sănătății nu controlează activitatea farmaciilor private. Deci, la aceasta nu pot să vă răspund acum, dar putem să întrebăm Agenția Medicamentului și dispozitivelor medicale și dumnealor să ne dea o explicație și să venim suplimentar la dumneavoastră, dar spun că există suficiente medicamente antivirale pe piața națională. Nemerenco, vrem să facem o claritate. De fapt, numărul deceselor este cu mult mai mare dacă sunt neraportați. Deci eu am repetat deja de 3 ori și vă rog să clarificăm acest lucru și încă o dată. Aceasta nu influențează numărul de decese raportate. Noi am vorbit despre calitatea raportării pe interior, care a distorsionat tabloul valurilor și tabloul prognozelor și analizelor. Deci, fiindcă atunci când se raportează 30, dar de fapt sunt 70, înțelegi una, sau viceversa, când raportăm 70, dar de fapt ele s-au înregistrat 20, iarăși sunt alte interpretări. Numărul ca atare nu se schimbă, fiindcă, spuneam, există și o a doua tip de raportare care merge prin ASP, prin Biroul Național de Statistică, iarăși suplimentar prin ANSP, astfel numărul rămâne același. Noi vorbim că în fiecare zi trebuie să existe o corectitudine, înregistrat, raportat. Noi nu putem să acceptăm că raportăm cazurile care se trag de un an de zile în urmă. Ele vin și se varsă în statistica de astăzi. Iar atunci când se întâmplă întârzieri, nu este nimic grav. Trebuie, atunci când publicăm, alături să existe data decesului. Și probabil dacă ar fi fost făcut acest lucru din prima zi, nu ar fi existat aceste neînțelegeri. De exemplu, astăzi raportăm cifrele de deces, în dreptul fiecărui număr de deces va fi ziua înregistrării decesului. Fiindcă sunt două lucruri diferite. Înregistrarea, de fapt, a cazului de deces și raportarea lui. Până ajunge la noi, la minister, și îl publicăm noi pe pagină. Ceea ce, de fapt, distorsionează tabloul real adevărat. Asta am vrea să fie foarte clar. Numărul rămâne același. El n-are cum să se schimbe. Doamna ministru. Ele rămân, da. Eu nu pot să spun dacă sunt adevărate, fiindcă ele țin de calitatea absolută a raportării lor. Deci, eu cred că mai târziu, când se vor liniști valurile, vom merge cu niște verificări și la aceste cifre. Dar acum noi vorbim doar ceea ce este pe interior și încercăm să schimbăm aceste date, astfel ca să oferim societății informația corectă la zi. Și celor analiști care, de fapt, vin, analizează, experți în sănătate, compară datele ale noastre cu ale altor țări, atunci este mult mai ușor să
realizezi careva prognoze și să înțelegi ce se întâmplă de fapt. Deci noi acum ne referim doar la calitate și la informare. Și da. Acum se raportează cazurile care pacienții au testul rapid, nu cel PCR? Da, el este considerat, da. Dar de obicei, dacă ajunge la spital, în mare majoritatea cazurilor, spitalul mai efectuează și PCR-ul. Dar nu este exclus că el poate să rămână doar cu acel test, dar mai este și clinica, deci în aprecierea cauzei de deces și de asemenea diagnosticului, sunt mai multe criterii. Nu se ia doar un singur criteriu pe care se apreciază diagnosticul sau cauza care a dus la deces. Doamna ministru, dar cum explicați creșterea numărului de persoane decedate? Să admitem că câte 10 persoane zilnic sunt incluse de anul trecut, dar totuși numărul este acum mult mai mare. De ce se întâmplă acest lucru? Eu n-aș spune că numărul este cu mult mai mare. Numărul, într-adevăr, este cu mult mai mare, dar am dat exemplu inclusiv la aceste 70. Este un număr destul de mare. Eu aș prefera să nu existe niciun deces. Doar atunci aș putea să mă simt liniștită. Dar este influențat de tipurile, tulpinile de virus care sunt și deja noi cunoaștem cu toți cât de agresivă este tulpina Delta cu toate subvariațiile pe care le are ea. Și acest lucru se întâmplă nu doar în Republica Moldova, dar puteți să vedeți în tablourile care se înregistrează în țările din regiune, inclusiv în țări destul de dezvoltate. Dar, apropo de tulpina Delta, ce se întâmplă cu echipamentul care este în țara noastră, dar încă nu funcționează? Care echipament? Ce echipamentul nu funcționează? Echipamentul de depistare. Laboratorul. Da. Laboratorul, da. Deci, luni vom avea... Spuneați în august că cel târziu în luna octombrie... Echipamentul a venit? Păi, cel târziu, noi avem deja începutul noiembrie. Păi, aceasta nu depinde că va funcționa deja. Vreau să vă spun că aceasta nu depinde de noi. Aceasta depinde de partenerii noștri și le mulțumim foarte mult pe această cale. Luni vom avea evenimentul de donație acestui echipament. El a ajuns, este la Agenția Națională de Sănătate Publică. Probabil domnul director poate să vă spuie mai mult despre aceasta, dar este un proces care ține de asemenea de instruirea personalului cum să lucreze, dar domnul Jalamski poate să vă ofere mai multă claritate asupra subiectului. Mulțumesc. Deci echipamentul este instalat. Specialiștii care vin să facă calibrarea acestui echipament, că este unul destul de complicat, sunt prezenți. Echipamentul este în principiu calibrat. Acum se fac testări pentru a verifica dacă corespund acele probe luate la noi cu probele care au fost verificate în străinătate pe anumite tulpini de virus. Personalul este în proces de instruire. Luni va avea loc oficial transmiterea acestui echipament Agenției Naționale de Sănătate Publică și sperăm într-o săptămână, două, să începem testările propriu-zise. Vrem să întrebăm despre vaccinul Johnson & Johnson. Dacă noi mai avem în stoc, că el la centrele de imunizare practic sunt câteva doze, dar el este unul dintre cele mai solicitate vaccinuri. Agenția mai dispune de acest tip de vaccin? Referitor la acest vaccin, cu adevărat, este unul din vaccinuri pe care preferă populația din Republica Moldova. Noi avem anumite cantități, dar care se epuizează. La moment, din livrări care pot fi așteptate acestui vaccin, suntem într-un dialog cu Slovacia referitor la o donație vaccinului respectiv. Dacă reușim să ajungem și va fi disponibil către donație, vom recepționa până la finele anului o doză suplimentară a acestui vaccin. Dar acest lucru este încă, suntem într-un dialog. Și încă o precizare, vă rog, doamna Nemirincu, ați menționat că niciun caz de deces raportat de COVID nu era raportat la zi, adică în ultimele 24 de ore. Aceasta, ce se întâmplă, de fapt? E o problemă în fiecare spital sau de ce niciun caz nu era la zi raportat? Dumneavoastră așa ați menționat. Niciun caz nu era raportat? La zi, la zi.
În ziua despre care am vorbit, care v-am dat-o cu, ca exemplu, eu m-am referit la toate cazurile. Deci, în zilele când sunt publicate cazurile, spre spunem, 20, 10 care sunt acolo, au un număr oarecare, caz de deces cu tare, diagnosticul. Deci, acele cazuri erau cazurile raportate în sistemul național. Nu erau cele înregistrate. Deci, ele nu ofereau tabloul veridic pentru acea zi. Deci, erau cele de ieri, de două zile în urmă, de o săptămână, de mai multe zile. Cum v-am spus și pentru ziua de ieri, de alaltă ieri, iată, noi acum am început să verificăm, deja am sunat cu spitale și ați văzut că din 70 de cazuri care au fost raportate ieri, doar 15 au fost înregistrate ieri. Aceasta nu înseamnă că doar aceste 15, ele sunt mai multe. Ele vor veni o parte astăzi, mâine, dar aceasta nu este atât de grav. Este important ca astăzi, când publicăm datele, să fie absolut clar, în dreptul fiecăruia, să existe alături data decesului. Deci, campania de vaccinare este reflectarea poziției societății vis-a-vis de vaccin. Și aici eu cred că absolut, dacă avem o încetinire și ne mișcăm destul de greu, într-adevăr, ca să convingem populația că aceasta este o protecție a oamenilor, pentru ca, într-adevăr, nu doar să supraviețuim, dar să ieșim cu bine din această pandemie și să începem o viață normală, să revenim la viața normală, eu cred că este vina noastră absolut a tuturor. Deci, ceea ce s-a transmis în societate, informația, dezinformarea foarte frecventă, a adus la acele rezultate pe care le avem, astfel încât noi trebuie să depunem un efort probabil de 3-4 ori mai mare decât l-au depus alte țări pentru ca să vaccineze un anumit număr de populație. Și este destul de epuizant, inclusiv pentru toate instituțiile medicale, deoarece orele de lucru sunt foarte lungi, încercăm să acoperim și zilele de sâmbătă, de duminică, să implicăm cât mai mult personal medical, să găsim vaccin. Rezultatul este acela. Noi am avut o campanie, bă, spune doamna Nicolaescu încă o dată, ca să vedeți cifrele cât sunt de impunătoare la tot ce am făcut real, deci nu doar cuvinte spuse așa, și ați văzut că, de fapt, am avut o creștere în această săptămână de imunizare, dar trebuie să recunoaștem, ea nu a fost semnificativă. Și aceasta este rezultatul cum noi, ca societate, ne raportăm, în general, la vaccinare. Și cred că, iată anume, pe acest subiect, noi trebuie să cooperăm mai mult, să colaborăm absolut cu toți, să avem activități mai deschise, începând de la politicieni, oameni de cultură, persoane influente, lucrători și așa mai departe. Despre vaccinarea copiilor, dacă ne puteți spune la ce etapă suntem, menționați că încă săptămâna trecută trebuia să înceapă procesul. Deci, atât vaccinarea copiilor, cât și al treilea rapel, eu am întors înapoi Comitetului Național de Expertiză în domeniul imunizărilor, din motiv că acolo nu erau aduse aspectele tehnice pe care trebuie să le introduc în această instrucțiune pe care o vom trimite în fiecare centru de vaccinare. Acest comitet s-a întâlnit încă o dată și ne-a remis deja informația deplină Ministerului Sănătății, am primit-o ieri, astfel aceasta deja chiar se va întâmpla, fiindcă din moment ce transmitem aceste informații către centrele de vaccinare, trebuie să fim foarte expliciți, clar, astfel ca să nu se comită greșeli. De asemenea, vom aduce foarte clar toată informația vis-a-vis de al treilea rapel. În principiu, cei care s-au vaccinat și au primit dozele de vaccin și al doilea rapel în Republica Moldova, ei încă nu au ajuns în linii generale la această pauză de 6 luni, această perioadă. Cetățenii care au făcut primele doze în România deja pot să facă al treilea rapel, mulți dintre ei. Pentru noi era foarte important ca specialiștii în domeniu
să vină concret cu recomandări care vaccin poate fi combinat cu care vaccin, care sunt dozele. Iată, această claritate ne lipsea din punct de vedere tehnic ca noi să putem procede mai departe. Păi v-am spus, doar acum, nu contează medici sau nu medici, cel puțin trebuie să treacă 6 luni de la al doilea apel. Mulțumesc foarte mult și o zi bună tuturor!